Accidentul a avut loc în dreptul localității Bunești, pe fondul oboselii la volan. Un șofer din Gorj, care circula pe sensul Râmnicu-Vâlcea-Târgu Jiu, a țipit la volan și a intrat cu mașina pe contrasens, lovind microbuzul care transporta muncitori. Impactul a fost atât de violent încât microbuzul în care se aflau 14 oameni s-a răsturnat pe marginea șoselei. Probabil am adormit. Ai tăiat curba sau? Nu știu, acolo m-am trezit. Din primele verificări, conducătorul autoturismului de Gorj pe fondul oboselii ar fi pierdut controlul volanului. Având în vedere numărul mare de victime, autoritățile din Vâlcea au declanșat planul roșu de intervenție la câteva minute după ora 6. În zonă s-a intervenit cu 6 ambulanțe Smurt și 7 autospeciale din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea. În plus, a fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare, după ce o femeie în vârstă de 52 de ani, pasageră în microbuz, a rămas încarcerată. 8 dintre pasageri, 5 femei și 3 bărbați, au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea pentru îngrijiri medicale. În eveniment au fost implicate 15 persoane, 14 în microbuz și una în autoturism. În microbuz o persoană a fost încarcerată, datorită timpului rapid de intervenție și ajungere la fața locului a fost descarcerată. În final, din cele 15 victime, 7 victime au fost transportate la spital, starea lor fiind stabilă în momentul plecării de la fața locului. Traficul rutier a fost îngreunat în zonă timp de aproximativ 2 ore. Starea victimelor este stabilă, doar femeia care a rămas încarcerată în microbuz a fost rănită grav.